Băi, fraților, după cum bine știți, am fost plecat din România aproximativ 10 ani de zile. 10 ani de zile în care m-am schimbat, 10 ani de zile în care am călătorit, am umblat, am cunoscut, am vizitat, am interacționat. După acești 10 ani de zile decid să vin în România. Nu am nici măcar 2 luni de când m-am întors în România, vreau să spun acasă. Dar casa mea este acolo oriunde mă duc. Băi, fraților, în această lună, o lună și jumătate, băi, fraților, invidia, impresiile, jargoanele, ura și prostia care a început să fie plătită la orice cost de social media, astea sunt cele mai puternice ingrediente în care îmi formează o mentalitate de rahat. Băi, 10 ani de zile cât am fost pe afară, nu a existat să-mi iau o înjurătură de la cineva pentru abilitatea sau skill-ul pe care îl dețin. La noi toți oamenii goi care nu dețin un skill, singurul lor skill acela este de a te face terci cum îi vine. Și care este îmbrobodit cu tot felul de branduri de rahat și cu o mașină, iar astăzi acel virus crede că a ajuns să aibă o vorbă în societatea de astăzi. Băi, acum am înțeles, mă, de ce am început să fiu apreciat pe această platformă când vine vorba de respect, când vine vorba de bun simț și așa mai departe. Că nu prea mai vezi în România acest lucru. Păi bă, dacă la televizor auzim un vocabular execrabil, păi ce ne așteptăm, mă, pe internet? Păi nu e normal, mă, că toți oamenii goi din ziua de astăzi o să-ți spună exact care-i treaba în societate? Orice om care nu a făcut nimic până în momentul ăsta al vieții lui, astăzi îi spune cum să trăiești în România. Astăzi îi spune, bă, du-te că te fac, că te tai, că te drec, că te aia. Păi cum, mă, să crești? Că eu mă uit la un tânăr în ziua de astăzi. Cum să crească? Cum să se dezvolte când este înjurat la orice pas? În orice skill ar vrea să înceapă. Băi, e greu. E greu în România să te dezvolți frumos. Nu ai cum. Înțeleg, mă, acum de ce suntem o nație perversă. Ce perversă, mă? Băi, resemnarea asta în rândul românilor a dat o voce tuturor gușterilor care nu au nici măcar un skill. Nu asta ar fi problema. Problema ar fi că dacă nu pun bețe în roată celor care vor să încerce ceva în viața asta, bă, ar fi perfect. N-are rău.